Bun găsit, dragilor, și pe dată la întâlnire cu Profonai. Profonai, de data asta, ajunge la Viorel, la acest minunat constructor. Chiar îi mulțumesc Dumnezeu că am avut șansa asta să-l descoper. La el acasă, la atelierul lui, aici unde își face treaba. Eu, în prima fază, nu gândeam că are așa o dotare. O să vedem și atelierul acela unde are mașini, are tot ce trebuie. Aici este sala de montaj, o să o și vedem, dar bucuria mea este cu adevărat mare, pentru că acum, în clipa asta, un constanțean vine, deci din Constanța, vă salut, domnul Nicolaeș, ajunge la Viorel pentru a lua câțiva stupi, îl descoperă pe Viorel la Prof Online și știe despre el câte ceva, află despre el ceva și încântat de nou, de modelul de stup pe care l-am pus noi la punct și încântat și de calitatea lucrărilor Viorel, așa, ajunge și iată-ne acum la el acasă. Și ne propunem, dragilor, să facem un film cu ceea ce înseamnă montajul... Instrucțiuni de montaj. El, meșterul... Pentru kitul care le vrem, cum se face montajul de către client. Exact. Ajunge la el acasă, nu o să înțeleg gândele, ajunge la el acasă. E ambalat în folie, în fine, cum este ambalat și noi arătăm cum se desface așa, se sortează piesele și cum se montează. Ai cuvântul de reles la tine acasă. Da, vă mulțumesc. Și hai să la vedem. Ziua tuturor. Așa, prima dată avem fundul care este aici. Așa, scoatem din el ce este acolo, sortăm fiecare piesă. Aici avem diafragma, grilii, toate le punem într-o categorie. Așa, sertarul șurubil pentru montaj. Colectoar de polen pot să rămână aici, că le pune fiecare la momentul potrivit. Așa, deci fundul am terminat. Deci, el a avut grila în interior. Da, ca să nu se strigească în timpul transportului, acolo e mai protejată. Grila și diafragma asta care are cu celălalt, așa? Perfect. Tot diafragma punem acolo. Piesele pentru lada de bază sunt mai late, îi punem aici. Asta iară vine de la roiniță. Aici e roiniță. Podișoarele, alte categorie. Așa, după aia avem rănitorul la comandă, cine dorește, îi punem tot separat, pe altă situație. Deci tu desfaci acum kitul? Noi desfacem kitul, sortăm piesele, ca fiecare să știe cum se le. Astea mai înguste sunt de la statul de magazie, așa, în categoria asta. Asta tot la lada de bază, cu mâniere. Excelent. Așa, aici mai de sub avem piesele la roiniță. Le punem tot aici, că vin în categoria asta. Și rămâne capacul. Capacul dăm un pic de o parte, cum inițiez acum. Deci cât era așa. El așa de fain acum ambalat, atât cât tu le-ai realajat. Da, acum desfacem pungustea cu accesorii. De aici să luăm... Așa. Să luăm prima dată lada de bază. Așa. Lăzi sunt numerul 4. 1, 2, 3, 4. Îi punem aici așa. Așa, dacă vreți, fiecare, dacă are cu cineva să-i ajută, ar fi mult mai bine. Da. Vin un pic să-ți primează mai de-aproape așa, să vadă cu numele aici. Dinspre, din partea asta. Prima dată le punem după numele. Că se poate greși și atunci se montează invers și atunci noi vine... Deci, am înțeles. Ai pus, important. Ai pus 1-1. Da. Asta parte din spate unii la buzunărel, care e simplu, fără nimic. Da, din față unii vine cu diafragmii și se montează acolo. Așa, este esențial. De aceea tu ai făcut numerotarea asta. Da. Și după ce se montează lada, când pune pe acolo, vine potrivit la locul. Da. Așa, înainte de a monta, punem aracet la îmbinări și după aia înfiletăm cu oșurubul. Da, pentru ca... E mult mai rezistent. Sigur că da. Deci, iată, operația constă. Deja găurile sunt date de Viorel. Da, ca să vină foarte ușor la montat. Deci, dragilor, este atât amigal, atât de atent, totul este aranjat, încât urmăriți acum numai
vă rămâne doar operația asta acasă. Pentru a reduce volumul de transport. Sigur că da. Și bucuria este imensă ca și tu, și tu, cel care ai primit stupul, da, să faci operația asta acasă. Și se vadă cum se face și da, 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 da. Așa, lăsăm asta un pic. Să o suce. Da, nu mai diustat, nu-i nevoie. Așa. Să face loc. Eu am făcut aici un echer de 90 de grade, dar fiecare poate să facă un saret și cum se face și fără ăsta. Se poate monta așa și după aia se vede și pe diagonală. Exact, unghiurile. Da, da. Dar așa, acum, fiindcă tu ai chestia asta, profiți de treaba asta. Fiind de acolo, eu folosesc doar mașină cu baterie, cine nu are, poate înfieta și cu o șurubelniță, mai durează mai mult timp. Da. Așa. Aici important să fie colțuri lipite. Da, bine, da, da, da. Să mai aibă cineva un ajutor la montat, că e mult mai practic. Așa, dăm un ajutor până sus. Da, ca să putem să fie fixat bine. Iată. Aia sunt directoare și celelalte. Asta este operația de așa, ansamblare. Da, lucrarea e perfect făcută. Aici... Acum punem și la traslaute. Pentru mine e mult mai ușor, nu-i chiar nevoie să fiu pe șablon, pe, fiind antrenat cu, da, cu lucru. Și încă ceva. Lucrarea fi făcută de calitate, aproape te ghidează. Te trage la locul potrivit. Atunci când tu strângi cu horșurubul, chiar vine cum trebuie, da, știi? Găurile sunt un pic mai largi și atunci horșubul trage, da, din piesa aia la da, 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 da. Deci el, horșurubul trebuie să treacă prin gaură. Să... Da, da, da. Deci ce fac filet și în piesa asta și în aia la altă, atunci cineva se formează distanță sau... Da, 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 da. În condițiile în care s-ar face filet și aici și dincolo, cât e pasul la filet, pasul la filet înseamnă că nu strânge, nu încheie. Noi, acum noi le întoarcem. Foarte bine, corect. Uite. Da. Deci iarăși, atenție s-o multă la numere. Dar acum nu mai are cum să mai întoarcem, pentru că e sfalțurile sigur, sus. Sigur, sigur că da. Așa. Mai trebuie urmărit ce să fie la nivel... În vinerea, cel mai bine era să fi fost el întors. Să fi fost întors, să aibă baza. Așa. E, poate omul nu are o masă dreaptă sau ceva, noi am folosit asta ca să avem o bază dreaptă aici, dar depinde fiecare în ce condiții are unde să monteze. Atunci dacă se pune în poziția asta, se urmărește să fie... Pentru fund. Pentru fund să fie lipit mai bine, că atunci pe timp de iarnă să nu formeze curent, să nu iei pe frigul. Da, da, da. Este perfect aici. Creat. Nu lăsăm așa și dăm altă, că după aia ne trage. Da, cât de... Mare precizia în modele, dar nu în metru. În apicultură nu. Aici plantează foarte mult. Da, se găsiate... În orice loc are importanță dimensiunea. Sigur, sigur. Așa. Exemplu. Aici să fie la... Da, 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 da. Un pic de împins. Bucățile acelea cum da, prinde supul contur. Lada, lada e aproape gata. Da, da. Acum o să montăm lada pe fund. Trebuie urmărit să fie liniștri la poziția lor. Așa. Deci, n-ai cum să pui invers? E că atunci invers, dacă punem așa, nu mai vine... Sigur că da. Deci ai... Deja închis, da, mai... da, 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 da. Deci neapărat aici atenție multă ca să facem... Singura greșeală când se pun asta,
de capetele întoși, atunci nu mai corespunde da, la... Da, da, da. Dar de ce e numerătoarea ta? Da. Numerătoarea ta, tocmai asta a vrut să spună. Chiar și fără numerătoare, se vede. Poate pune aici, ăsta vine la ordine și aici, ăsta aici, sigur, fiecare pune sigur, așa sigur. Și deschide. Da, da, da. Vede da. Cum e așa. În interior fixăm cu șuruburi aici este extraordinar de... Salada de... De scaunul de bază. De fund. Da, da, da. Tot se căutăm colțurile să fie... Da, 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 da. Așa. Da, e bun, e perfect. În cazul când se strânge și trage într-o parte, se slăbește șurubul și se pune alt șurub. Se înfelechează ca să fixeze la da, poziția. Da, se fixează altul, se trage la poziția normală. Uh-huh, uh-huh. Și atunci se... Astea colțare sunt montate un pic mai sus, încât se tragă lada... Da, de, da, 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 de fund, de bază, fund, da. Nu e o baterie gravă. E important să fie lipit lada față de fund. Da, 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 categoric. Vezi că nu am poziție, vin de partea cealaltă. Deci, stucul pentru iernat e aproape pregătit. Exact. E așa teoretic. Așa, acum ca să punem în ladă ce mai trebuie, îl punem jos și băgăm piesele componente ce mai trebuie, știi? Da. Așa, aici o să fie diafragma asta care vine dat aici, poziția 1 și 2. Da, că aici ne rămân cele patru rame pentru iernat, da. Grila. Grila. Exact. Așa. Diafragma pentru iarnă, pentru... 6 sau 8 familii, depinde... Excelentă, excelentă, mare... chiar te felicit pentru treaba asta, că îi obligam astfel să împartă în două. La două, da, la două familii, așa iar... fiind una mai mare, una mai mică. Excelent, excelent. Regleze... Da, iată că are 4, dacă are o familie mai puternică, diernează pe 8, și alta mai micuță, el își mută după necesități, după situația care are. Aici un hrănitor se pune aici, sau vara se pune rama căritoare. Da. Aici, acum vă spun că e un spectacol cu hrănirea. Gărele, da. Eu fac chestia asta la etapa asta. Da. Am terminat cu hrănirea stimulativă. Deci am terminat cu hrănirea stimulativă pentru că la ora asta, dacă continuăm, uzează albina. Și acum viu cu o ramă cu... Da. Viu cu o ramă cu miere. Bag rama asta aici. Deci nu deranjez deloc familiile. Da. Deci am așa, pusă, să zic, am jumătate. 6x6. Da, 6x6. Aici am pus o bucată din folie, am prins un pioneze aici, încât și aici la mijlocul, iarăși două pioneze de-o trecut, încât lucrează ca o, cum să spun, ca o ușuriță așa, în folia, stânga, dreapta. Da? E aici, aici am îndoit așa perfect, încât asta rămâne foarte bine deasupra ramelor, folia. Iar cealaltă folie vine așa pe deasupra și calcă peste folia asta. În felul ăsta este perfect închis asta de aici. Nu i-am mai pus altceva, știi? Am pus masă. Folia exact. Eu acum când viu și vreau să bag o ramă sau să studiez dacă mi-o luat rama respectivă, nu fac altceva decât să dau o folie aici, aici stă peste folie, stă polișorul ăsta, dau așa din partea asta și iau rama. Iar toate familiile stau nederanjate. Iar eu am ridicat-o pe asta, m-am uitat dacă mai are sau nu miere pe ea, nu mai are, am scuturat albina, că are albină pe ea, am ridicat dintr-o parte asta și dau, că albina aia este din toate cele trei ochiuri. S-a întâlnit acolo, n-are nicio treabă, nu trebuie să intrăm în panică. Fără niciun deranj. Da, fără niciun deranj. Și am scuturat rama aici și am băgat altă ramă. Da, da. Și bag altă ramă cu mine. Da, bine, trebuie deschise... Sigur, sigur că da. Se deschide întâi
pentru acomodarea mirosului la început, la toate trei, după aia, după două zile sau cât. Da, nu, la două zile merge Hahnemann și treaba, el lucrează liniștit. Măncile sunt acolo, vede, fiecare își vede treaba ei, fiecare în parte își vede treaba ei, pentru că mirosul în totalitate este parcă aceeași mânci. Da. Și hrănirea se poate continua cu mierii în perioada asta și în toată luna noiembrie. Treaba excelentă. Da. Dați seama ce înseamnă asta, ca să menții albina, matea la ouă, să ouă și în perioada asta și fără uzură. Acum vin cu ramon cu miere. Îi desfac câte un pic, câte un pic, ca sfârșit. Așa, acum să montăm capul. În primăvară. Și iarna mai pune să înscrim aici, deasupra. Deci, iarna. Haideți să vedem cum ne pregătim pentru ochiul ăsta. A scot și rama cu miere, că nu mă interesează. Și atunci bag o bucată de polistiren de sus până jos. E bun să cumperi de polistiren de 2. Să folosești și 2 la sertar, 2 la capac și 2 de 2 să bag aici. Așa, așa, e excelent. Excelent. Nu mai trebuie să ușa de excelent. De asta e extrudat. Trebuie să fie cu niște scoci. Da. Ce băgat acolo. De ce e important asta? Gărele, e foarte important asta. Caldură. Exact. Și aici se formează cuibul. Deci cele două vin aici. Așa și cu asta se face ghemul acela din cele trei. Și aici e concentrat. Iar în luna lui februarie, la începutul lui februarie, când eu îmi propun să stimulez, scot asta și am venit cu rama, așa. Albina toată este cu nasul aici în margine, că aici e cuibul. Și imediat cum mi-am băgat rama, cum a venit pe rama. Și va lucra aici, așa va face tot timpul pe rama mea. O scot. Când e gata, am terminat-o, bagat ramă. Este spectaculos să poți băga în mijlocul cuibului. Da. E mijlocul cuibului pentru toate cele trei. Circul la bază circului, că acolo plasă Hahnemann la parte de jos. Da. Vine la circul din partea de jos. Da. Nu e... Sigur. Este un lucru spectaculos, repet, să poți să hrănești pe cele trei fără să deranjezi deloc. Că înainte, până nu avea acest model de stup, încercam hrănirea, puneam deasupra ghemului o pungă cu miere cristalizată, nu știu ce, tot felul de chestii. Ei, dragilor, dar acum nu deranjezi deloc. Și deranjam albina. Orice mișcare așa, ea simțea că nu e în regulă. Dezveleam familia, tot felul de chestii. Ei, acum eu nu fac decât intervenția prin mijlocul acela. Și deasupra aici, mă întrebați, deasupra acum iarna, pe rama respectivă, pe spetează, pot să se pun... Poate pune, da, poate, e tot 2 cm. Așa, tai o bucată de aceea și am pus-o de acolo până acolo și acolo, în felul ăsta, să conserv îți căldura. Tot ce emană, se tem chiar în mijlocul cuiburi. Aici e treaba. Ei, deci trebuie să vă spun că familia crește, doar ne vedem așa că ghemul se mărește. Doar ghemul și crește. E sănătoasă. Și este sănătoasă. Și n-a consumat miere deloc pentru căldură. Pentru că toată mierea care am avut-o eu pusă la rezervă în fiecare, va fi folosită numai pentru creșterea puietului. Vom vedea cum ghemul crește. Și toate ramele acestea care sunt cu miere așa, vor avea puiet. Și se extinde. Ghemul va fi așa și el va crește ușor spre capătul celălalt al lăzii. Consumând mierea și se ocupă. Ei, acest lucru ne conduce la situația în care, la sfârșitul lui martie, să avem full cu puiet aici, full cu puiet în partea asta, full aici cu puiet. Și atunci ce fac eu? Când aici când scot rama și albina încărcată și aici, și rama de aici încărcată de albină, atunci nu fac decât o rup într-o zi călduroasă, iau de aici cuibul acesta cu 4 rame și cu matca. Iau din partea asta altă matca și cu 4 rame. Adică dacă are pus aici pentru... Dacă ai de 4 chiar pe cel de 4 rame l-am luat, era una de 8 și altă de 4. Deci în situația în care rămâne familia cea mai puternică. Și cea mai puternică rămâne la comandă. La familia de bază. Da. Astea 4, într-o altă ladă, de ce, dragilor, trebuie să vă cumpărați și ladă. Deci de nas 3, dar pe parcursul iernii, să le spunem că au nevoie de încă 2 lăzi.
La cele trei familii de aici au nevoie de două lăzi. Și acum, eu ce fac? 4-4 le-am pus într-o altă familie cu exact o ladă de diafragma la mijloc. Deci vorbesc de faptul că am 4 cu puiet gata de ecluzionat. 4 am pus așa stânga dreapta. Le pun acum și o diafragmă pe lângă cele 4 ca să fie, să spunem, păstrată căldura cât se poate de bine. Ele nu au albină călătoare. O parte din albină se va întoarce la familia de bază. În scurt timp, după ce își formează, după ce ecluzionează, își formează albină călătoare, într-o săptămână își formează albină călătoare. Și atunci, acesta pornește, albina toate care s-a întors din cele două familii aici, peste cea care era cu 8 ani. Rămânea la 8. Da? Care rămânea la 8. Ei bine, se întoarce, asta o dăm deoparte. Da, că da? Nu mai e nevoie. Eu în urmă pun 4 rame foi aici a crescut. Pun 4 rame, spargi pentru că am albină cât trebuie acolo. Închipuiți-vă cât albină este acolo. Stă... Deci și asta care a venit de la celălalt. Exact, exact. Și acum începe o reorganizare, Viorel. Albina se reorganizează în felul următor. Datorită faptului că este foarte multă albină care e disponibilă, datorită faptului că nu mai sunt trei familii care se însemne, atunci o parte din albina care era în familia aceasta pleacă la câmp. Deci eu practic dezloc foarte multă albină pentru a se duce la câmp. Încât la pomii, când mi-au înflorit pomii, mă aflu în situația că această familie va fi plină de, cu o singură matcă, lucrează la capacitate și la o săptămână, doar la o săptămână după ce am spart cuibul, iau 4 rame de aici și le duc în spate. Le-am dus în spate, iar aici iar mai vin cu 4 foi la crescut. Vă spun, cresc într-o veselie când au așa. Toată perioada asta voi stimula aici. Am hrănitorul acesta deștept și voi stimula dezvoltarea cât se poate de puternică. Ei, în clipa în care vine primul cules, la primul cules ăsta este full cu albină. Și atunci ce fac eu? Diafragma asta nu mai am. N-am mai avut-o din clipa în care am luat familia aceea și asta. Deci asta este lunga. El se umple. Doar atât a rămas hrănitorul ăsta în mijloc. Și el se umple de albină. Voi avea 12 rame voi avea de puiet aici, încă 4 de puiet aici, vă dați seama cam ce forță are acesta. Ce fac acum? Continui cu acesta să-l exploatez și mi-au și pun la cei doi care rămăsese cu 4 rame. Rame cu puiet. Rame cu puiet. De. Și iau 2 și 2, cu 4 rame. Eu lucrez cu varianta 4 rame dislocate. Pun 4 la crescut, iau 4 și pun în partea altă. 2 și 2. Da. Erau 4 și l-am făcut cu 6. Prima mea intervenție din ăsta, după ce ăsta e full. Nu-l deranjez pe ăsta decât după ce m-am asigurat că e full cu albină. Graba strică treaba. Când i-ai luat pe ăsta la o săptămână și l-ai ciuntit de niște rame din puiet, nu-i treaba tocmai bună. Ăsta rămâne în activitate puternică. Ei, și m-am dus dincolo și l-am făcut și pe celălalt cu 4, nu? 6 am făcut acum, 6 rame, 4, 4 plus 2, 6 rame de puiet. Închipuiți-vă că în condițiile acelea, după o săptămână când ecluzionează asta, 6 rame de puiet, devine și acela greu de mai distrunit. Și atunci iau 4 rame, îl las pe 6 și cu 2, 8, și acela vine al doilea după ăsta și mă duc deoparte. Ăsta am vars între timp din nou, da, puiet, mă duc la al treilea și îl ajut pe matca a treia și mă prind de momentul de debut la salcâm cu 3 familii foarte puternici, respectând rețeta asta. Nu grăbesc deloc lucrurile. Cu cât, că este un secret foarte precis și apicultorii știu. Nu înșiri musca prin lăți, ci cât să ai cât mai multă albină, ca atunci culesul să-l poți exploata ca să poate bine. Cu riscul că al treilea nu va fi gata, pregătit și nu poate fi la capacitatea acestuia, dar am 2
Două foarte puternice care îmi aduc să părăm culeg foarte bine. Și al treilea va fi și el în final gata de lucru. Da. Și acum? Acum, în momentul în care aici aveam, am spus, plin de puiet, eu viu cu exact în poziția asta și îi dau drumul, îmi închid ochiurile închis și am orfanizat familia. Pentru mai multă siguranță, trebuie să vă spun că pe fund aici o să încercăm să facem o bucată... Sau niște peseleu sau niște table. Sau o bucată de folie până acolo. Da, o bucată folie, de folie. Simplu. Este atât de simplu, ai pus folia și este simplu. Ai pus o bucată de folie ca să am siguranța orfanizării. Că prin fund, prin fundul antivaroa, se poate să circulă mirosul și nu-i 100% siguranța pentru împerechere. Dar dacă am pus folii pe fund, atunci toată treaba merge foarte bine. Și aici, eu împerechez prima matcă. Vă dați seama ca să mă pot... Da, 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 da. Și s-a orfanizat și atunci am să am prima matcă. Undeva am produs boți și am urmărit, am o matcă, schimb liniște, mi s-a întâmplat o chestie, am niște boți frumoase. Păi cum nu mă las inima să nu le exploatez? Și atunci voi veni aici și am rezolvat treaba și mi-a pornit o matcă. Ăsta avea o sigură, era foarte puternic, are albină puternică și acum îmi cresc prima mătcuță. Fiind debutul salcâmului și el este gata, pregătit pentru cules, i-am băgat catul. Da, deci eu am avut folie, am explicat cum aveam folie, am ținut-o toată perioada. Este esențial să ținem folia până când nopțile devin peste 10 grade. 10-12 grade. Iar încă ceva. Eu am mers gradat să-i dau drumul la cuib, la folii. Deci fac așa fel încât nu descoper toată chestia. Mai ales când am venit cu catul și l-am pus deasupra, se produce o răcire puternică. Și atunci eu merg două pentru patru, eu pentru șase. Din partea asta se deschide. Așa, așa. Eu am observat la mine mai mult în zona asta se lucrează. Da. Din cauza că aici e rama clăditoare și mai multă activitate în centru aici, asta și instinctul din iarnă a rămas tot în zona. Sigur, asta. Sigur. Noi desfacem folia de aici, treptat. Corect. Și mă urcă, deci rămâne acoperit cu folie aici. Rămâne cu folie pentru că aici este miezul activității, ghemul. Dacă vreți, s-a format în zona asta, aici e puietă, aici nu am nevoie de căldură. Excelentă vederea de făcut observație. Da, de aici trebuie făcută chestia. Asta înseamnă să aibă și calitate de apicultor. Vedeți, putem interveni. Am observat cum lucra albina și lucrând mai mult în zona asta, îmi dau seama că eu să-i dau voie pe aici să urce și să... Da, și acolo conservăm căldura aici. Așa. Și atunci, pe măsură ce ți intră albina și adaujame. Chiar și urinișul se împarte asta și când vine albina la timpul, aici nu mai... Excelent. E mai la îndemână, da. E aproape de ea. Da. Ei, și în felul ăsta, ușor, pe măsură ce albina se încarcă, nu sunt adeptul ideii de a da folia deodată și a băga cele, nu știu câte rame deodată, ci pe măsură ce ramele se încarcă cu albină, atunci tot punem rame în cat. Da? Punem rame în cat, că noi nu mai umblăm în cuib. Da. N-avem treabă cu cuibul. De acum, oglinda noastră rămâne rama clăditoare. Când între timp, când începe culesul, rama... Înlătură rănitorul. Dar nu vă spun, deștept acest rănitor, dragilor. Deja observăm când începe. Sigur că da. Avem spațiul ramei oarbe aici. Îndată când ea intră cu gândul de roire și o frământă treaba, îmi crește aici făgurelul și atunci începe culesul varoa. Practic, femeile varoa aleargă aici și atunci eu reușesc performanța de a începe tratamentul natural antivaroa.